Cred că este prima oară când se organizează și la Constanța acest pelerinaj cu icoane, această procesiune. Această procesiune este veche de 1170 de ani, mai exact pe 11 martie 843 la un sinod ecumenic de la Constantinopol, care a fost cerut de către împărăteasa Teodora și de către patriarhul de atunci. S-a stabilit cinstirea icoanelor în bisericile ortodoxe și de atunci s-a încercat ca o dată pe an să fie această procesiune și mai ales să fie în prima duminică Apostolului Mare, care se numește Ortodoxiei și în care cinstim Sfintele Icoane.
pentru că orice român, orice ortodox ar trebui să aibă în casă aceste icoane care sunt făcătoare de minuni și nu ar trebui ca să lipsească din casa noastră. Reprezintă credința noastră și sunt simbolul ortodoxiei și de aceea noi le cinstim și ne place să le purtăm și să le avem în casă alături de noi și ori de câte ori ne simțim bine sau rău să ne închinăm. Simt că dacă au murit mii și mii de oameni pentru a apărea adevărata ortodoxie și pentru a apărea icoanele, măcar atât pot să fac și eu astăzi și să vin ca într-o comemorare a evenimentelor de până la 787. Suntem în Duminica Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei este credința care a cucerit toată lumea și răsăritul și apusul. Primul mileniu creștin a fost ortodox. Ortodoxia străbate veacurile cu aceste realități, cu lumina cea cerească, care niciodată nu se aprinde decât din cer coboară, cum este la Paștele Ortodox, că vine din cer lumina cea cerească. Lumina aceasta a Harului, de asemenea o întâlnim și ne copleșește și ne îmbracă atunci când primim Sfintele Taine. Lumina Ortodoxiei este cea care ne conduce la Dumnezeu. Să fim bucuroși că Dumnezeu, deși suntem nevrednici, ne-a lăsat această lumină. Și această lumină este vădită și în Sfintele Icoane, dintre care multe arată curgeri de tămăduiri și binefaceri, icoane făcătoare de minuni, cum este și icoana Maicii Domnului din Sfânta noastră Catedrală. Dumnezeu intră în comuniune cu noi prin Harul Său, prin Sfinții Săi, prin Sfintele Icoane și prin Sfânta Cruce. Ortodoxia aceasta care însemnează bucurie a comuniunii între cer și pământ, între Dumnezeu și oameni, între noi, între oaltă, această bucurie să nu ne părăsească niciodată. În bucurie, în lumină, în har, în pace și în dragoste, în armonie și în iertare, așa putem să ajungem la Dumnezeu.